Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Clash Royale, adică, să zicem, primul episod după o revenire, așa, mai pe direct, ca să spun așa, după o pauză destul de mare, adică o pauză foarte mare, și în acest episod aș vrea doar să prezint update-ul, nu să fac și altceva. Era gratis chest, magical chest la free. Știu asta. Deci, pentru că, da, este aniversariu, o să cumpărăm gratis un Magical Chest din shop. Și după cum puteți vedea, am un deck destul de super, o să zic. Și, o să fie Bandit Draft Challenge. O să, nu știu dacă o să intru și eu, pentru că costă destul de, costă 100 de gemuri. E destul de nasol. Iar la custom nu e. S-a schimbat și interfața, nu mai e cum era odată. Așa, și hai să vedem ce ne bică în Magic acest. Să sperăm că va fi și o legendară printre aceste cărți. Se pare că ne dă 514 bani, un Mega Minion, 22 de Elite Barbari, mai puțin și fac la 8, 3 Musketeers, Cannon, Fireball, foarte bine, o epică, o epică, Baby Dragon. Wow! Nu cred! This is impossible. Deci, nu pot să cred, ne-a picat graveyard. Da, acum am pus să caut un deck cu graveyard sau, nu știu ceva, o carte așa cu push. Aș putea să o pun în deck-ul meu pentru că am o carte de push. Deci, prima mea fucking legendară. Deci, de când aștept o legendară, mă, frate? Deci, nu pot să cred. Și-a dispărut, uite-te și tu. Grave yard. Yard. GG. Nu cred. Mamă, ce emoție am! Deci, nu pot să cred așa ceva. Deci avem graveyard. În sfârșit, prima fucking legendară, bă, frate! Nu pot să cred, trebuia să vină, frate. Deci, era imposibil să nu cadă din acest magical chest. Pentru că am deschis două și nu mi-a picat niciun super magical chest din... Adică de când mă joc eu Clash Royale, nu mi-a picat niciodată super magical chest. Și e foarte tare graveyard-ul. Deci, practic, hai să vedem ce putem scoate. Aș putea să scot mirror-ul. Da. Sau să scot zap-ul. Destul de inutil este. Mirror-ul sau zap-ul? Cred că scot zap-ul pentru că zap-ul îl dai așa, nu știu. Hai să vedem. Punem aici graveyard-ul, o să coste mai mult, evident. 4 elixir și da, nu știu dacă o să fac meciuri cu el, dar aș putea să vă arăt niște replay-uri. Deci este replay no longer available. Cred că după update nu mai sunt valabile astea. Da, deci am bătut unul cu Royal Giant Miner 1-0, puteți vedea chiar aici. Aici cu 2-1 m-a bătut disperatul ăsta. Aici cu 2-0 am câștigat împotriva unui Goblin Barrel de level 3, destul de nasol. Aici m-a bătut cineva cu un deck cu spawnere, cu Lava Hound 2, practic. Da? Aici am câștigat, aici am pierdut cu 2 la 1, avea Electro Wizard, evident. Aici am câștigat cu 2 la 1. Aici este deck-ul meu, am pierdut cu 1 la 0. Aici, iar decul meu, iar am pierdut cu 1 la 0 pentru că avea din asta, Inferno Dragon de 2,
Aici am câștigat cu 3 la 1. Avea cărți destul de micuțe. Bineînțeles, și ale mele sunt tot la fel de micuțe. Aici pusesem Canon-ul și avea... Încercasem eu un deck cu ceva, dar nu mi-a ieșit. A fost 0 la 1. Asta e un fast cycle deck. Avea Tornado, deci practic l-am pierdut. Hai să închidem și noi ăsta. Pardon. GG. Mersi, Abraham. Oh, ce șmecher a fost. Deci, extrem de tare. Deci, din Magical Chest. O să fac un thumbnail de... O să mă doară capul și pe voi și pe mine. În același timp. Concomitent. Da. Și o să... O să scriu asta cu abonați-vă la canalul meu și nu știu ce, ca să, nu știu, creștem și noi canalul. Nu că îmi fac reclamă sau ceva de genul, pentru că asta se numește reclamă, tot o numim reclamă, acest lucru. Dar nu e nimic rău în a-ți face reclamă, pur și simplu îți promovezi singur canalul și îți crești numărul de abonați. Care-i faza în asta? Da, deci acum nu mai dai în jos ca să ajungi în arena, la arenele cele mari, acum dai în sus și urmează arena 8. Cred că o să ajungem cât de curând. O să se adauge, cred că Liliece sau Night Witch și legendara sau Healing Spell ar putea să fie. Aici legendara va fi sigur Bandit la Jungle Arena, aici la Hog Mountain nu știu. Și după vine Legendary Arena, care este Arena 11. Dar nu știu de ce au numit-o Hog Mountain. Bine, este Hog-ul ăsta aici, dar Mountain? Dar ar fi ceva, dar nu știu ce să zic. Legendary Arena chiar seamănă cu Legendary Arena, frate. Adică, uite-te și tu ce fel arată. E extrem de șmecher. Și aici sunt League Season Reset. Deci, practic, aici sunt ligile ca pe Clash of Clans de altfel. Bine, nu la fel de... Nu la fel ca pe Clash of Clans. Pare că Sera este arena nouă. Merge destul de greu când se întâmplă asta, dar așteptăm. Adică, așteptăm, frate, nu. O să rezolv eu acum asta. Pare că nu s-a blocat de tot, dar merge lăguit. Te rog. Oh, gata. Practic o să închidem asta. Ok, m-am închis. Și ligile sunt așa. Challenger 1, Challenger 2, 4300, 4600. Asta zici că e gold-ul. De fapt e bronze, silver, gold. Asta e Master. Master 1, Master 2 și Master 3. Nu știu ce poțiune e aia. Să fie o poțiune nouă. Asta e Champion, Grand Champion și Ultimate Champion. Deci, uitați-vă și voi cât de frumos arată asta cu Ultimate Champion. Foarte tare. Extrem de tare update-ul ăsta. M-am rămas fără cuvinte și la legendarea pe care am primit-o. Și la noul update. Deci update-ul ăsta e extrem de legendar, frate. Ca Legendary Arena de altfel. Nu o să dăm bani pe Wizard că am mai cumpărat. Iar Tornado o să cumpăr. Deci putem să ne aducem lejer Baby Dragon-ul la level 3. Ce aș mai vrea eu la level 3 dintre epice? Aș vrea Skeleton Army, cred, la level 4, dar după ce mi-aduc... Deci, nu știu dacă o să mai pice Baby Dragon vreodată. Dar o să... Poate îl găsesc în shop, înainte de Epic Sunday. Da, poate îl găsesc în shop. Da, și cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați like și să distribuiți prietenilor voștri. Eu am fost Mihai și ne revedem data viitoare. La revedere!